Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Show. L-am invitat în această seară pe domnul profesor Marian Neta, directorul Clubului Sportiv Municipal. Vom face o analiză a activității clubului pe primul semestru. Se pare că lucrurile sunt foarte bune, dar mai multe amănuntele vom afla de la domnul profesor. Am vorbit noi de rezultate, dar până la urmă trebuie să începem cu rezultatele noastre la examen. Ați avut emoție luna trecută. Evident că orice concurs presupune în primul rând să ai emoții. Dacă n-ai emoții, nu ești om. Sau eu cel puțin nu mă consider om. Indiferent de vârstă, de câte examene ai dat într-o viață și am dat destule, de la capacitate până la masterat, le-am depășit pe toate cu bine, dar se pare că acest examen a fost cel mai dificil pentru mine. De ce? Timpul de pregătire a fost limitat, 2 luni. Am avut o bibliografie ca pentru 14 masterate, din legislație, teme bugetare, teme sportive, tematică sportivă, și zic eu că am reușit să depășesc cu bine. N-a acest fost o problemă prea mare, cu dumneavoastră marea majoritate a lucrurilor acestea, le cunoșteați, dar trebuia să le prezentați în termenii care erau prezentate. Evident, a fost o motivație pentru mine. În afara emoțiilor pozitive și negative, pot să spun că am reprezentat, să zic eu, cu cinste Brăila, pentru că recomandarea a fost făcută la Brăila, de la Brăila. Dar degeaba te recomandă oricine dacă acolo nu știi nimic. Trebuia să luăm 70 de puncte la scris și am luat 84,33. Din 19 candidați, până la urmă, media finală, am ieșit al 5-lea pe țară. Un rezultat... N-am prins podiumul, dar locul 5 e meritoriu. Am avut acolo personalități, ce am putut eu să văd așa din fugă, antrenorul loturilor naționale de box, Nelu Auraș. Nelu Auraș, care a candidat pentru Clubul Sportiv Municipal Bacău. Și a reușit. A reușit, dar sub mine. Da. Directorul tehnic a Federației de Bob, un maghiar din Târgu Mureș, l-am depășit și pe ăla. Turnul Severin cu State Vechi am depășit. Deci a fost bine. Au fost și tineri și oameni cu experiență. Mă bucur că și tineretul și-a făcut datoria și primul pe listă a fost chiar un băiat din București, la sala polivalentă. A ocupat locul 1. Per total, media, deci 87 de puncte din 100, eu zic că o medie, medie bună, mai ales că timpul limitat. Și acest rezultat mi-a dat mai mult încredere în capacitățile mele profesionale. Da. Când ați ajuns acolo, l-a scris... L-a scris toți și oameni cu experiență, nu știam. Noi ne așteptam la grilă. Da. Ți-am spus, domnule, dă grilă, e mai ușor, ai citit materia. Deci n-a fost... Nu a fost grilă. Au fost 10 subiecte, din care ne-a picat 5. Am tras la plic, am avut ca la bacalaureat camere de... luat vederi, nu facem o mișcare și s-a mers pe bune. Dar nu se mai punea problema la dumneavoastră, nu făceați dumneavoastră fițui să mergeți. Nu. Dar s-a pus problema la ceilalți 5 care au picat. S-au pregătit și 5 au picat. Deci scrisul nu l-au luat. Deci denotă că examenul a fost corect și la sânge. Eu mă așteptam să, sincer, le-am spus înainte că am în jur de not 90 de puncte per total. Da. Dar vedeți că au fost foarte bine, drastic și e normal, sunt posturi destul de importante într-un sistem local și trebuia să aibă directorii pregătiți, zic eu. Nu, că mă aduc aminte la început, imediat după Revoluție, au fost câțiva directori, sau nu, cel puțin unul, care a luat o dată 3 și ceva și a dat 4 și ceva. Da. N-a fost nicio problemă. A fost o doamnă, parcă, nu? Da. Și a rămas pe post, dar oricum n-a mai contat. Nu, eu mă bucur că, într-adevăr, acum, cum a spus dumneavoastră în ziar, că sunt cu acte în regulă. Da. Asta implică o stabilitate pe post. Nu mai poate să vină oricine să spună, ia du-te mă de aici, că nu știu ce culoare politică ai. Acum sunt angajatul Ministerului Tineretului și Sportului, perioadă nedeterminată, titular și... Eu zic că voi realiza lucruri frumoase. Da, va fi greu în continuare, pentru că sunteți director acolo, profesor în partea cealaltă. Va fi greu, dar îmi place. Dacă nu-mi plăcea, nu venim. Da, de dimineață până seara sunteți... Că salariul e mititel. Deci n-am venit pentru bani, în primul rând, să fac treabă. Foarte bine. Haideți să abordăm subiectele. Ordinea o stabiliți dumneavoastră pe secții... Da, eu mi-am notat în agenda mea rezultate deosebite și în special pe primul semestru, dar în special de la 1 aprilie când am fost un cu detașare. Da. Și atunci am luat în primire și m-am ocupat de fiecare secție.
La box vă pot spune că antrenorul Perțea între 5 și 29 iunie a fost plecat la Horezu, da. O pregătire centralizată cu vârfurile boxului Brăilean, Pizza, Vișan, Ghionea Dragoș, Sava, celălalt campion, Sabin Petre. Sabin Petre. Da, da. Am fost acolo două zile după ce am luat examenul la București. Se pregătesc bine, au pus forță, vedeți ce masă musculară au acum, da. Mâncare foarte bună, au avut parte de un tratament foarte bun din partea doamnei care răspunde acel complex, cu saună, cu refacere și eu zic că vor avea rezultate. Și sunt convins că la naționalele de seniori, unde vor participa cei doi Vișan și Pizza, că luăm măcar o medalie. Dar eu aș dori ca amândoi să ia și chiar cea mai plăcută pentru noi de aur. Cea de aur, da. Greu vine la europenele de tineret, unde în Olanda vor merge cu lotul național de tineret Pizza și Vișan. E, acolo va fi, cum se spune, punctul final al a ceea ce au făcut de obiectiv. Da. Obiectiv. Trebuie neapărat luat o medalie din cei doi. Nu contează metalul prețios, contează pe podium. La sfârșitul august, în Olanda. Numai ei doi merg cu lotul, să vedem cu antrenorul Perța cum facem să-l trimitem și pe el acolo, pentru că e normal în col să aibă profesorul, antrenorul lor. Eu zic că vor face o figură frumoasă. Acum câteva rezultate ce am avut noi. Deci între 14 și 18 mai a fost Cupa României Cadeți la Târgu Jiu. Am avut 7 participanți. Am luat o medalie de aur prin Fernand Antonio și un bronz pe Baciu Radian. Dar, din păcate, Anton Fernandu a fost și premiat, a fost și antrenorul Bălan premiat și nu s-a mai prezentat. N-a mai venit, a plecat pe în Spania, unde lucrează părinții. Bine, el este de etnie romă, da, se pare că are alte... Dar a luat banul, a luat medalia, păcat. Și a fugit. Păcat. Talent. Dar mă gândeam chiar într-un fel cum pot recupera acești bani. Bine, antrenorul nu-i vinovat. N-ar nicio vinovat. Om a fost la școală, s-a rugat și de părinți. Mă gândeam, nu știu cum să recuperez bani. E munca lui, dar în același timp să fugi. Da, corect. Măcar n-am spus, e un fapt care nu sunt... Nu aveți cum să-i mai recuperezi. De acord, dar da. Pe 12-13 aprilie la Ploiești a avut loc un trial unde a participat și Jitaru, da. Pentru lotul național de juniori și pentru participare la campionatele europene și mondiale. În urma acestui trial, deci ultimul trial, Jitaru a prins lotul național, numai 7-5. Deci aceasta este totuși acesta este un merit al lui Jitaru. Da. Pentru că să te duci să faci parte de lotul național, nu este. E pregătit frumos, de... Frumos, un băiat care vine de la Făureda, Gigi Moise. E pregătit de domnul Gigi Moise, a fost îndeaproape, are grijă de el și noi îi dăm indemnizații, ca lumea, băiat sărăcuț. E normal, dar investim și vrem și rezultate. În viitor, pe semestrul următor... Urmează național, aici sunt... Aici bătălia, bătălia, unde trebuie să o luăm neapărat. A fost vorba să se organizeze între Brăila și Reșița. Feri Vaștac ne-a sunat și ne-a rugat să lăsăm la Reșița. Nu am mai făcut Cupa României la tineret, am văzut și am fost de acord ca să participe și la Reșița, dar mai mult de ce am vrut. Să nu se spună că la Brăila, facem noi la Brăila, cu arbitrii câștigăm. Nu, domnule, mergem în oraș neutru și acolo ne batem cu ei care sunt mai buni, câștigăm. Corect. Dacă i-a dus la Brăila tot timpul, ai cu Brăila, nu. Asta și la Reșița. Și la Reșița sunt naționalele de tineret? Sau că da de naționalele de tineret la Reșița, unde vom participa cu 5 competitori. Da. Aceiași care au fost. Aceiași, da, și sperăm să luăm, v-am spus, medalii de aur. Iar la campionatele naționale de tineret, se pare că pe 5 septembrie așa sunt programate la Brăila. Acum să vedem... De seniori. Nu, de tineret, seniori la Reșița. A, seniori la Reșița. Și tineretul se pare la Brăila, dar nu e... Sigur. Noi avem planificări, de fapt aceste planificări au fost făcute la începutul anului, când eu nu eram. Da. Așa le-am găsit. Singura schimbare este la Reșița. Da. Despre box, cam atât. Merge bine. E o secție bună, de perspectivă. Antrenorii s-au implicat, coordonatorul George Moise s-a implicat și sper să fie... Bine, așteptăm rezultate. Li s-au dat foarte mult la box. Acum trebuie să vină și rezultatele. Da, bine, de la tineretul măcar două medalii de aur. Trebuie, nu mai mergeți pe Bargin sau Bugăscă. Trebuie neapărat.
Da. Au avut toate condiții. La tineret, da. Cel puțin la tineret trebuie să... Alt segment, atletism. Sunt trei antrenoare, ne axăm pe munca cu copii, categoria 2-3, da. Mai durează până se duce spre juniori, spre seniori, dar la seniori și devine aceeași problemă, că nu putem să-i ținem. Care? Au făcut 18 ani, ei pleacă. Da. Dar măcar acum să căutăm să-i relansăm atletismul. E foarte greu, foarte, foarte greu, cu toate că sunt trei colegi, profesoare acolo, care eu zic că își fac datoria, dar trebuie mai mult și trebuie mai multă selecție prin școli. Dar asta nu-i valabil pentru atletism, pentru toate secțiile. Și le-am dat la fiecare, cu aprobarea domnului inspector școlar general și a Danilescu și a inspectorului specialitate Dan Gheorghiță, au acces liber în prezența profesorului de educație fizică din școala respectivă și au luat hârtiile. V-am spus, am fost și ocupat concursul ăsta, dar o să merg să-i urmăresc ce au făcut. Unii au fost, unii nu prea au fost și trebuie revigorată această activitate. Altfel n-ai de unde să-ți iei copii, dacă nu mergi prin școli și în special prin școlile de cartier. Trebuie această acțiune. Ca rezultate, 10-11 mai la București au avut loc campionate naționale junior 3, etapa 1, în care Țoleana a obținut locul 3 la 100 metri plat. Pe 25 iunie, la finala pentru campionatul național copii 2-3, Ora Cristian, locul 3, deci medalie de bronz, la 60 de metri, un rezultat bun. Și Lupu Sabina, tot locul 3, toți la 60 metri garduri, bronz. Iar ștafeta 5x80 de metri, locul 4. Rezultate meritorii, copiii aceștia sunt sigur, o să audă și de Lupu și de Orac în viitor, pentru că sunt foarte, foarte tineri, cu dorință de muncă și eu zic că vor avea rezultate. Dar trebuie mai mult să cooptăm. Între 28 și 30 iunie a avut loc campionatul național de tineret și juniori 1. La tineret, Baciu Aurel a ocupat locul 2 la 110 metri garduri. Da, a fost un curs de pregătire. Da. A fost etapă. Iar Ionița Ana Maria, locul 4 la 100 metri garduri. A avut probleme de sănătate în ultimul timp. Da. Sperăm că până la campionatele naționale de seniori care vor avea loc în august 24-25 august, să fie în plenitudinea forțelor. Mai mult de o lună de zile. Mai multe timp. Și vom oferi și 10 zile un cantonament la București, să obișnească cu tartanul, cu suprafața. Numai Ruianiță sau și Lubaciu? Și Lubaciu, la amândoi. Da, da. Ei primesc indemnizații lunară, alimentație, nu sunt probleme am reușit să echilibrăm bugetul, să împărțim pe secție echitabil și e normal. Dar, în primul rând, la performer. Da. Bine, pentru că e logic. Dar și un copil mai nevoiaș, care are nevoie de un stimulant. Așa este, dacă îi premiați pe cei, le dați bani și celor vârfurilor, e obligat și pe el alții care... Să tragă, să ajungă și am spus copilași, vedeți, ăștia nu-s bani mulți, 5 milioane jumate. Nu sunt, da, și voi, dar pentru un tânăr la 16-17 ani, dă-ți buni. Sunt foarte buni. Urmează secția de ciclism cu antrenorul Eugen Simion. Pe 19 mai, Dumitru Alexandru a ocupat locul 5 la Balcaniadă, în Turcia. Un rezultat bun, chiar foarte bun. Pe 28 aprilie a fost campionatul național al duatlon la Târgu Mureș, unde am ieșit campioni, cu el, cu Alexandru la juniori, locul 1, și cu Șerbănescu Gabriela la cadet, locul 1, la duatlon. Rezultate bune, dar eu aș vrea mai mult, nu atât la duatlon, când la contratimp individual și la șosea acolo, după părerea mea, acolo, de nespecialist, acolo să văd vârfurile, acolo să trăiască sportivii. Cu a doua tlonul mai alerge și forță, mai car bicicleta în spate, dar pe șosea, la pedalat, acolo se vede valoarea, părerea mea. Pe 22-23 iunie, campionatul național de șosea la Cluj, unde la fond am locul 3 la cadet prin Vlaston Marian, un loc 3 la juniori Șerbănescu Gabriela, și locul 3 la senior Ion Ștefania. Deci medalii de bronz ambii. Și la cadet și asta. Deci nu sunt rezultatele, mai ales că e fond la șosea. Așa este, da. Și nu, e o refigurare a secției. Oricum, ciclismul a fost în cont de umbră, acum a început să se refigurează. Sunt foarte mulțumiți copii, un colectiv unit.
copiii sunt nemaipomeniți, copiii cu minți și învață bine și vedeți că obținem, deci să iei medalii la bronz la un campionat național, nu e de aici, de acolo. Și sperăm, cum este Ion Ștefania, care la seniori, deci a luat locul 3 la seniori, la un vârf de bicicletă, de roată, cum s-ar spune, de medalia de argint. Aici este o problemă cu Ion Ștefania și nu mi-e jenă să o spun pe. Ea este la vreo 3 cluburi, este student. Și eu nu zic că nu se pregătește. Undeva face atletism, undeva nu știu ce, la noi astea, și câteodată vine obosită. Da. La Clubul Olimpia trag de ea, noi tragem de ea. Părerea mea că era bine canalizată, domnule, face asta și ca lumea. Dar ca orice copil, orice student, orice bani e binevenit. Bineînțeles. Nu interzicem, dar eu aș fi mulțumit să ia titlul pentru noi, nu pentru alte cluburi. Păi și noi o plătim. Da, și acest poate o convinge să... Și, păi la anul termină facultatea, să vedem unde... Da, da. Pentru că am spus, domnule, la anul, dacă nu ieșim cu medalie de aur, nu mai dau pentru bani. Da, spus clar. Dar poate vine la dumneavoastră la club și este și poate antrenor. Poate vine și antrenor, poate vine antrenor sau profesor, sigur, da, și vine la noi. Acum depinde de motivația ei spre Brăila și să vină alături de mânică. Pe și apropo, când întoarcem la atletism, și Baciu trece acum printr-un examen foarte dificil, cel de titularizare, am înțeles. Are un examen foarte greu, este destul de stresat, pentru că posturi nu sunt multe, am înțeles că ar fi 10 posturi la nivel de județ și sunt foarte mulți. Și e greu. Da. E greu. Tezele sunt exact sigilate, pleacă știu, la București. Știu, vin subiectul la București, dar nu... Nu se poate. Ca să văd ce se întâmplă la liceu din București, nu? Da. Nu înțeleg. Putem vorbi situația asta, nu? Înțeles, cum profesor, cadru didactic, să vii, să le faci teze, să le dai... N-am auzit când stă așa în învățământ. Și e un lucru foarte bine că ai intervenit și DNA-ul și toți pe ei, care greșesc, luați-i. Corect. Nu se merită. Pe adică alți copii se chinui pentru un 7, să învață și lor să fac tezele cu 10 și asta. De ce? Ca să îmbogățească profesori? N-ați văzut că acum au băgat și câte două camere? Pentru că avea o cameră în fața clasei și gândea și acum și venea profesoara și le făcea subiectele pe tablă. La noi la București, la minister, am avut două acolo și așa am văzut. Foarte bine. Să elimine orice suspiciune. Ați și zâmbit un pic, nu la cameră. Să fim simpatie, zâmbit, că toți eram, aveam fețele căzute. Da? Totul e bine când se termină cu bine. În viitor ciclismul o să avem Cupa României la triatlon, la Sfântul Gheorghe în august. Și vom avea campionatul național de triatlon 17 august la Mamaia, unde la fel sperăm să venim cu ceva medalii. Mergem cu crema ciclistelor și sperăm să venim cu există medalii. Există un club de 4-5 copii acolo. Sunt pe aia mergem. Da. Și campionatul național la velodrom, 25 august la București. Să vedem ce se poate. Unde se poate? Sperăm să avem medalii. Urmează Caia Canoe, o secție puternică. Da. Cu antrenori puternici, Florentina, Ion și domnul Baciu de Lot și ceilalți voluntari, domnul Blându și domnul Constantin, care formează un colectiv sudat, unitar și rezultatele sunt pe măsura valorilor. Și aici, din punct de vedere material, dăm bine. Bine, și copiii câștigă, sunt la lotul național, vin cu medalii, trebuie să le... Aici aveți, aveți un băiat care poate să aducă medalii internaționale anul acesta. Da, l-avem pe Pârvu, da, Mihai, Baciu. Și al Baciu. Deci avem la Cupa Brăila, primăvara 2013, majoritatea au luat locul întâi, nu mai le spun că sunt foarte multe. Am avut la Bascov 24-27 aprilie campionatul național junior 1-2 și cadeți. Am avut la 3 locuri întâi, prin Pârvu, caiacul 1 băieți pe urmă și caiac 4 băieți 1 respectiv la Pârva concura la junior 3000 de metri, caiacul băieți junior 3 la 3000 de metri și caiac 4 la 4 metri. Deci locul 1, rezultate bune și două locuri 2 și un loc 3. Nu mai le numer că am fost la emisiune, și în presa a apărut. Pe viitor ne pregătim pentru campionatul național de viteză, 7-11 august tot la lângă Pitești și junior 1-2 cadeți. Deci toate probele vor fi atunci. Sperăm în performanțe deosebite, mai ales că avem doi care fac parte din lotul național. Da, și trebuie să aducă medalii. Trebuie să aducă medalii, dar în primul rând de munca antrenorului Baciu, care a avut grijă și a propulsat. Da, bine, și Florentina. Și Florentina, pe parte ei, vine cu aceștia. Experiența cu tinerețea, cu ambiția foarte bine. De a promova. Iar Florentina deja este antrenoare la un lot de juniori. Da, da. Al României, care îi spune ceva, fată tânără, profesoară. Da, foarte bine. E bine. Da, aveți un concurs acum, nu? Duminică, sau sâmbătă la Galați, e Cupa Brăilei,
dar o organizăm la Galați, noi neavând condiții. Și aici vom fi printre premianți, dar acestea sunt mai mult concursuri pregătitoare. Dar ne ajută aici și DGTS Brăila cu premii. Asta vreau să vă spun, că avem o colaborare foarte bună cu DGTS Brăila. Orice activitate care le facem în parteneriat, vin cu o mică, cu eugenie, cu un tricou, cu orice, dar ne ajută cu foarte mult. Stimulente se fac și pe această cale vreau să mulțumesc DGTS-ului pentru aportul care își aduce și cum ne sprijină. Da. Sper că și ei sunt mulțumiți de noi. Bineînțeles, că altfel nu v-am mai propune să faceți parteneriate. Da. Am ajuns și la judo, unde o profesoară tânără inimoasă, Constantin Carmen, fără multă vorbă, foarte multă gălăgie, fără multă presă, că nu prea îi place să iasă în evidență, dar își face datoria. Pe 17-18 mai la turneul Alina Dumitru, numele marei campioane, care a avut loc la București, a fost și campioana, chiar dânsa a dat premiile, Varvaru Cătălin locul 2, Naidin Teodora locul 1 și ultima, Moisescu, cum o cheamă, imediat o să vă spun, a ocupat locul întâi. Marinescu a ocupat locul întâi. Marinescu Ada, care este o tânără speranță, la fel și Naidin. Da, acum o să revenim, se bat la locul întâi, la campioanii, la categoriile lor de vârstă. Pe 1 iunie a avut loc etapa euroregională, campionatul național under 11, adică sub 11 ani, în care Marinescu a luat locul întâi, iar Nicolae Adelin Băiat tot locul întâi. Pe 7-8 iunie a fost loc etapa euroregiune, campionat național under 13, sub 13 ani la Constanța, la fel Naidin Teodora locul 1, Varvaruc Cătălin locul 1, Zamfir Cosmin loc 3, acum Cătălin, Varvaruc Cătălin, soare și sunt doi frați locul 3 și Simon Fi Alexandru, dacă pronunț bine, da, Simon Fi, da. Nu-i român, locul 1. Deci, rezultate sunt. Am mai avea 14-16 iunie, finala campionatului Under 11 la Techerghiol, unde Marinescu a luat locul 3 bronz, iar pe echipe locul 3 și fetele și băieți. Da. Rezultate deosebite au avut loc sâmbătă, vineri, sâmbătă, da, duminică. Sâmbătă și duminică, da. Campionatul național Under 11-13, deci ambele categorii, la Arad. Locul 1 și aur, sub 13 ani, Naidin Teodora, locul 3, under 11, bronz, Marinescu Andreea. Locul 3 pe echipe, sub 11 ani, bronz. Locul 3 echipe, sub băieți erau anterior și fete, tot bronz. Locul 2, argint, sub 13 ani, Varvaruc Cătălin. 4 medalii. 4 medalii, din care o, deci, campioană. Au avut argint, două bronz. E un rezultat foarte bun, de mult n-am mai avut secția, dar ei sunt mici, de-abia acum sunt crescuți. Totul se, adică laudei se cuvin antrenoare. Și dimineața și seara este în sală, ea face naveta zilnic cu mașina la Vădeni, unde locuiește. Da, da. Vă dați seama, cheltuie benzina pe banii ei, dar vrea rezultate și face. O felicit pe această cale și urez de acum succese unde o să mai departe. O să avem Cupa Dunării de Jos la Brăila, Cupa Temeranului la Râmnicu Sărat. Cupa Dunării de Jos când este? În septembrie. La Râmnicu Sărat tot în septembrie, iar campionatul național Neoața, așa, va avea loc 27-29 la Techerghiol. Unde sper să mai ajung și eu, dacă tot am fost ocupat, nu mai am fost mai mult cu boxul. Acum o să merg pe la toate secțiile, să ved la fața locului. O să merg acum sâmbătă sau duminică la Galați, o să merg și la Târgu Mureș cu ciclismul, o să merg și aici la judo. Încercăm să nu defavorizez nicio secție, să mă implic în toate. N-ar fi frumos, nu am mai grijă de o secție, nu. Toate secțiile sunt egale în fața mea. Ce facem cu Dirtracu? Este un of de-al meu, de-al tuturor, de-al bărinii cu Dirtracu. Am avut două competiții până acum. Pe 11 mai am avut Copa României și a CSM-ului, unde locul 1 l-a luat Toma, locul 2 l-a luat Popa Fănică, locul 3 l-a obținut Popa Sorin. Dar am avut și puțin noroc, bulgarului s-a stricat mașina, că altfel bulgarul era locul 1 și ceilalți locul 2.
Am avut două etape până acum. La Sibiu, la ultima, locul întâi Popa Fănel, locul doi Popa Sorin Toma, aici s-au inversat rolurile, da. Popa Sorin, locul trei. Un băiat talentat, 22 de ani, care vine tare din urmă. Da. Și așa. La junior, la fel, la Sibiu, atunci am locul întâi prin Văleanu și locul doi prin Negoiță. Băieți, la fel, care vin. Problema este că nu avem unde face cu antrenament. Se încearcă să construim, să amenajăm un teren la o unitate militară, la Vărsătura, se fac diligențe cu primăria, da, cu domnul consilier Niță, să ne antrenăm acolo. Și variante de pregătire ar fi în Bulgaria, care ne costă ca și cum am merge la Sibiu, da, chiar mai ieftin, cu trecere, cu Baca, în Funoiul Socoteală, cu sponsorizarea de la domnul consilier Niță, ar merge de două ori pe lună, da, putem asigura și clubul cu hrana, cu... am putea merge. Dacă nu Sibiu, dar s-a amânat sâmbătă acum și duminică, trebuia să aibă loc etapa națională. La Sibiu. S-a amânat iar, a plouat și nu s-a putut ține. Da. Deci suntem în restanță, avem două sau trei etape până acum, până la opt etape, nu mai avem, nici nu știm când să le grupăm. Asta și cu federația. Și e o situație dificilă. Eu personal nu știu singur, trebuie să vorbim și cu domnul primar Simionescu, că și dânsii au acolo la stadion, da, aparține, da, și trebuie să găsim o modalitate. Mai este și etapa aceea de cupă Macec. Ei, Macec, o am notat, trebuie găzduită la Brăila, așa este trecută. Da. S-a mers la București, domnul consilier Niță a fost chiar la domnul ministru Bădisui, s-a promis sprijin, că pe turnantă trebuie un fel de... ca ceva gonflabil să umfli, da, pentru ca să nu se, să nu se lovească, da, costă cam un miliard, să vedem dacă ministerul poate să dea, domnul ministru a promis. A, dacă nu, nu se ține competiția. Păi nu prea poți. Da. Da, mai discutăm. Eu tot timpul mă consult cu domnul Niță, că și dânsul contribuie mult, să vedem ce o să fie. Este un sport îndrăgit de brăileni, la ultima zis, au fost 3 milioane. Da. Multă lume, da, și trebuie sprijinit. Deci, din punct de vedere material, clubul le poate asigura și pregătirea și deplasările. Acum să vedem problema cu antrenamentul. Dacă nu ne antrenăm, degeaba facem. Bine ar fi să amenajăm și amenajează aici domnul consilier pe banii dânsului, cu utilajele dânsului, acest teren. Numai să obțină aprobarea de la primărie cu garnizoana. Da. Am înțeles că domnul primar Simonescu s-a implicat, a vorbit și se va rezolva. Și unde este asta? Undeva la unitatea militară, spre Vărsătura, da, unde e un teren să facem acolo. Da. Și ar fi nemaipomenit. Da, și atunci, da, putem, cursele, când au luat o dată pe lună, se întâmplă municipal să facem. Asta e una din greutățile care mă confrunt. Da. O să aveți, să le dați benzină sau știi ce consumă acolo? Da, 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 avem. Există posibilitatea. Există, noi le dăm ulei de ricin și nu știu mai ce. Metanol, le dăm, da, de la, când mergem spre Sibiu, se încarcă totdeauna butoaile, am cumpărat butoaie noi că erau terminate, le avem. Deci, nu, din punct de vedere material, nu avem treabă cu nicio secție. Ah, bun. Deci am drămăluit pe secții și banii ne, da, ne, da, ajung. La tenis de câmp avem un voluntar, domnul antrenor, da, da, dar aici v-am mai spus eu, chestiile astea cu voluntariat, eu nu prea le înțeleg. Secția există, post pentru antrenor n-avem, e cam dificil și cu bugetul să le dai neapărat, și aici dânsul mai face rost de sponsorizări. De fapt, când merge, pleacă pe sponsorizări. La Cupa Decathlon se numește, care a avut loc la Ploiești, între 14 și 20 iunie, singurul nostru sportiv de performanță, cam 17 ani are, Barbu Silviu, a luat locul 2 la seniori, care se punctează în calendarul, da, Federației Române de Tenis. E, acest Barbu Silviu e singurul pe care îl stimulăm și noi, îi dăm limitat, da, dar îi dăm, poate, că da, dă tata, dă băiatul, da, și ceva sponsor, pentru că e greu să fii practic aproape dezafiliat de la noi. N-ai voie să-i dai, da, bani și problema este că nu vin copii. Sunt ceva copii la antrenor, dar dânsul plătește sala, plătește chiria, da, nu-ți le estimați la noi. Eu aș vrea să vorbesc cu dânsul, adu-i domnule la noi. Nu mai le iei bani, nu mai plătim chirie,
Și aduse registrăm la CSM Brăila și vreau să am o discuție. E un antrenor care dorește, dar trebuie să dorească și copiii și părinții. Deci aici e semnul întrebării, la DIRC ai semn, la DIRC ai semnul întrebării, la note semnul cel mai mare al întrebării. Al întrebării, pentru că cei doi, fosta mare campioană Diana Mocanu și Cătălin Nistor, încă nu reușesc să atrag copiii. Că dacă Cătălina mai atras ceva, Diana nu reușește. Am vorbit și la minister, cu domnul director din minister, Căpățână Mihai, cu secretarul general ajung al ministerului, de problema asta am ridicat, în cer, domnule, ce fac? Domnișoara Diana, e cam greu. Mi-am spus, domnule, m-am gândit să fie un post de consilier la nivelul clubului. Da. Poate, prin ce a făcut. Corect. Mergem și după sponsorizări, o duc peste tot, domne, e a noastră, e o problemă, atrage poate, nu numai fonduri, atrage și atenția copiilor și a părinților, cine lucrează la clubul Brăila. Să vedem, dacă aș transforma postul în post de consilier, pierdem postul de antrenor. Da. Asta ar fi, mi-au spus de la minister, singura modalitate. Eu nu pot să pierd un post de antrenor. De antrenor. Și trebuie acum mai mult să meargă prin școli, acum, pentru că am terminat cu tot, o să merg în inspecție la ei, o să o chem iar pe Diana, să vedem ce facem. Pentru că rezultatele, o să vă spun niște rezultate. De exemplu, în iunie la Arad, campionatul național de copii, 10 ani, un singur copil, Gania Cristian, a avut rezultate mai bune la 3 probe, dar uitați locurile. Locurile 14, 16, 23. Da. Ce locuri sunt astea? Numai că ce face antrenorul Cătălin, noi dăm dormit cazarea, el face rost de benzină, se duce, asta, dar... Iar ștafeta de 4-50 metri liber a luat locul 12, ștafeta 4-50 metri liber, mixt, locul 11. Rezultate sub... La el loc nu le dați transportul. Nu, el vine totdeauna cu transportul, el practic ajută. I-am dat, el vine cu treaba asta, dar eu nu sunt mulțumit de rezultate. Am vorbit cu dânsul, vrea să facă vara, avem când vin la inițiere, bazinul e plin, culoarul nostru care l-avem închiriat de la LPS e plin, v-am spus în septembrie-octombrie, părinții își retrag copiii și rămân copii foarte puțin. O să mă duc la bazin, să iau legătura în special cu Diana, să vedem ce e de făcut. Eu înțeleg, a avut niște probleme, dar prin comunicare, sunt adeptul comunicării, o să facem să îndreptăm cât putem lucrurile. Ei mai au pe 7 iunie la Brăila campionatul național între 11 și 13 ani și în noiembrie la Bacău la fel campionatul național 10-11 ani, iar la senior la Hunedoara, dar la senior cine aveți, se aducă? Doar semnate Cătălin se ia locul 28 din 27. Nu, dar cred că și acum s-ar duce, chiar încă poate și un băiat care îi place mult să noate. Altă problemă cu voleiul. Am încercat să ajutăm voleiul pe Roxana cu antrenoarea acolo, îi dăm spațiu gratuit. Noi am găsit un contract de colaborare de la vechiul conducător, deci noi practic nu dăm nimic. Da. Antrenoarea fiind voluntară de Roxana, clubul nu dă nimic. Doar are două poziții. Problema este că încercăm să îi legitimăm în cadrul clubului și deocamdată se tergiversează, a fost domnul Costi Baciu care el e acest club privat, dar se pare că n-a obținut CIS-ul, certificatul de identitate sportivă. Neobținând ăla, nu poți să le știmesc copiii. N-avem pe ce. Deci, sper să se rezolve. Ei au ceva, știți că a fost comisionul, secția a existat, dar acum trebuie făcut o combinație între noi și ei și mai e de durată. Și încep prin august întrecerile între regiuni și până atunci trebuie să le știmăm. Cam astea sunt secțiile. Dacă am văzut că ați venit și cu am centralizat un tabel pe medalii pe primul semestru. De exemplu, la atletism avem 7 medalii, din care de aur una, 3 de argint, 3 de bronz. La box avem 17 medalii, din care 4 de aur, 3 argint, 7 bronz. La ciclism avem 2 de bronz, total 2.
La triatlon avem una de aur, una de argint, deci total două. La diltrac una de aur, una de argint, total două. La not, ce vă spuneam, liniuțe, nimic. La judo una de aur, una de argint, 6 de bronz, total 8. La caiaca noi 3 aur, 2 argint, una bronz, total 6. Total medalii de aur 11, medalii de argint 11, de bronz 19, total medalii 41. 41. Nu știu, că sunt multe, că sunt puține. Eu zic că pe la jumătatea anului stăm bine. Nu ne comparăm cu LPS. Bine, unde acolo e... Dar stați și numărul dublu de sau triplu de copii. Da. La câți copii avem noi? Raportate la câte secții? Și vedeți că totuși este un echilibru. Da. În afară de box care au câștigat 14, restul sunt 7, restul 8. Da, dar la box, stați un pic, la box nu e niciun de campion național. Aici sunt, nu vorbim doar de copii și alte chestii. Da, corect. Tot ce am... De așa au fost... Da, așa. Deci stăm bine, dar se poate mai bine. Vor veni și medalii de aur la box și la celălalt... Speranța noastră la box e să... Poate și la diltrac mai câștigăm în campion național. Da. Cam aici avem posibilitatea. Asta în condiție să poate ține competiție. Și mai o treabă, numai la sporturile care vor fi punctate. Da. Știți? Care punctează, da. Punctează în clasamentul... Și în general cu seniori. Noi suntem pe locul 47 din vreo 400 de cluburi, cu LPS-uri, cu CSM-uri, cu cluburi sportivi școlari, m-am mutat într-un anuar, pe locul 45. Din 400 nu-i. E bine. Să vedem în continuare. Eu zic că trebuie îmbunătățit activitatea la toate secțiile. Au dispărut disensiunile între secții care până acum mă deranjau foarte mult. Da, vă deranjau până asta, că s-a creat o stare de tensiune, că unii erau favorizați, alții nu erau. Dumneavoastră sunteți cu toată lumea la fel. Eu încerc să fiu echidistant, în special performanța vorbește. Din prima șansă. Aveți performanța, aveți. Nu aveți, nu putem să dăm la cei care nu au performanță. Și ce mă bucură e că relațiile au devenit prietenoase între antrenorii de la toate secțiile. Da. Nu mai se uită cu dușmănie, cu asta. Asta eu zic că e un lucru. Fiind și eu adeptul comunicării, încerc să-i învăț și pe ei. Și în relațiile care le avea cu partea administrativă, contabilul, cu secretarul, cu administratorul, da. Erau, nu știau, cu antrenorii, erau mai duri, nu știau cum să exprime, duri, intrau fără măcar bună ziua, nu că își jignesc asta. Dar acum, încet, încet, relațiile au devenit principiale de muncă și respectul este... Bineînțeles că toată lumea participă la rezultate. Bineînțeles, de la administrator, contabil, secretar, fochist, director, ultimul sportiv, antrenor, trebuie să formăm un colectiv unitar care să trăiască pentru clubul ăla. Și mă bucur că sunt oameni dornici să facă treabă și copiii care vin acolo, pentru că nu au mari posibilități, noi nu avem mari posibilități de remunerare, corect. Dar vin în primul rând de plăcere, dar cu atât mai mult dacă le vine și un mic stimulant. Marea mea dorință și obiectivul meu este ca după ce termină junioratul, nu știu prin ce formă, prin angajare, să menținem campioni aici. În special la box, am vorbit cu Perța, trebuie neapărat ținut Vișan și Pizza când termină junioratul. Da. Deja au venit unele club Dinamo București, de exemplu, pot spune, cu 50.000 de euro pentru pizza. Iar pizza nu pleacă, și-a promis și mie și Lupeța, nu pleacă. Da, foarte mult. Trebuie neapărat, după ce termin liceul, să-l băgăm la facultate, să-l ajutăm. Da. La ceilalți, de căutăm un serviciu cu un minim pe salariu, că altfel nu îi ții. Da. Și pleacă la cluburi, cum au plecat la acum 2 ani sau acum 3 ani, la box. La Relu Dumitraș. La Aurea și dacă cum a plecat, da. Nu, un boxer, noi rețin, dar a plecat. Și... Nici mie îmi scapă numele, da. Dar a plecat. Cu Ciugan. A plecat, da. Și n-am putut să-i ținem. Bine, clubul sportiv municipal Baco e mare. E imens și fond față de noi. Dar și noi, în club, adică noi suntem club de categoria a doua. Ați mai discutat așa cu ceilalți directori pe la examen? La examen am discutat ca să mai ne treacă dracu și frica, măi, cei la tine, am vorbit cu, chiar m-am împărinit cu un director de la turnul Severin, care în timpul examenului dădea examen și seara s-a dus la campionatul național de not senior, care erau la București. Și era supărat că a luat vreo 3 medalii de argint și un de aur. După ce luase 4 de aur, de argint și bronz, i-am spus, prin seamnă, eu să mă sinucid.
Când n-am nicio medală. Păi da, dar știi cine i-a aduce aur acolo la Turnul Severin? Artiman, care e Brăilean. Și care a plecat de la CSM, faptul și a dat, fostul director, a dat transfer. Și vedeți câte medali. Și eu n-aveam nimic. Eu am spus, eu ce să mai zic dacă tu ai atâtea și e supărat. În genere, să știți că conducătorii care am întâlnit eu cu unii erau pe detașare de un an, unii de 2 ani, deci erau în funcție, eu eram numai de 2 luni, întâlnesc mulți situații neplăcute în cadrul clubului, în special din punct de vedere material. Și ei au probleme cu finanțarea, de exemplu, finanțarea trebuie să vină până în 10 luni și de obicei nu ne vin banii cu o săptămână înainte de a termina luna. Da. Și noi am fost obligați în primele 2 luni, am avut, de exemplu, Carmen, antrenoarea, a dat bani de la ea, de mâncare, de benzină. Când veneau banii, îi dădeam. Da. Boxul la fel, tenisul la fel, au dat bani și pe mine, dar știți? Da. Sperăm să se reglementeze. Deci probleme sunt, dar am văzut acolo că directorii sunt dornici de treabă în toată țara și mă bucură. Asta e lucru bun. Vă pot spune despre... Da. Despre club, despre sport în general și ce am citit și eu pe în ziar, că se pare că vom avea, eu dragostea mea, fotbalul, vor fi probleme cu fotbalul, se pare probleme mari. Bine, Adelin Soare spune că indiferent dacă vor mai veni sau nu banii, echipa se va înscrie în campionatul Ligii a doua. Foarte problema bine. Care pune dânsul este că nu știi dacă o să și termine campionatul. Da. Pentru că să joci în Liga a doua, trebuie să ai 5 echipe de junior. Da, A, B, C, D și E. Ar fi tragedie pentru sportul Brăilean ca să desfințeze. Dar eu sunt convins că nu o să desfințeze. Handbalul am înțeles că o să întărească, nu? Da, întărește, da. Și o să fie bine. Deci ce ne place, nu? Adică Brăileanul, fotbalul și handbalul, eu sper să... Și să fie și rezultatele din box. Și boxul trebuie să ajungă lângă cele două. Lângă cele două, trebuie neapărat. Trebuie mai ales că Consiliul Județean, am înțeles că o să ajute pentru centrul de excelență, dar adică nu, cert, o să ajute. Proiectul aproape și-a aprobat de consilier și o să fie bine pentru boxul Brăilean. Da, trebuie ca și data viitoare să avem... cu toată plăcerea și sper să fim cu rezultate mai bune și lucruri mai frumoase. Mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc, stimați telespectatori, până marțea viitoare, toate cele bune, la revedere!